Schimbă-ți viața în 7 zile. Ții în mâinile tale o carte ce are puterea de a-ți schimba viața pentru totdeauna. Ți se pare o afirmație hazardată? Există mulți oameni pe care i-am ajutat să-și îndeplinească visele și care, la început, nu au crezut că acest lucru va fi posibil, dar, în timp, au fost surprinși de rezultatele obținute. Acum e rândul tău. Nu subestima puterea tehnicilor descrise în această carte. Îți vor schimba viața. Îți promit acest lucru. Succesul și fericirea nu sunt accidente care li se întâmplă doar anumitor oameni. Ele sunt rezultatele predictibile ale unor modalități deliberate de a gândi și a acționa, modalități pe care ți le voi împărtăși de-a lungul următoarelor 7 zile. Cum spune un proverb, reușita e doar o chestiune de noroc. Întreabă pe oricine a dat greș. Pot cu adevărat să-mi schimb viața în 7 zile? Oamenii care participă la seminariile mele, în cadrul cărora am ajutat numeroase persoane să scape în câteva minute de fobii de care suferiseră întreaga viață sau le-am rezolvat probleme grave în doar câteva zile, sunt uimiți mereu de rezultatele obținute atât de repede. Însă, multe persoane își pot aminti de situații în care viața lor s-a schimbat doar în câteva clipe. Poate că au intrat în posesia unor informații importante sau au întâlnit o persoană deosebită și au știut că viața lor s-a schimbat pentru totdeauna. Iată motivul pentru care schimbarea se poate produce atât de repede. Cele mai importante schimbări sunt, adeseori, schimbări de percepție și nu schimbări care au loc în lumea exterioară. Și ne putem schimba modul în care percepem lumea într-o clipă. De fapt, mitul conform căruia avem nevoie de foarte mult timp pentru a ne putea schimba, nu are decât vreo 100 de ani și datează de pe vremea lui Freud, odată cu momentul în care psihanaliza freudiană a început să fie folosită în tratarea bolilor psihosomatice. Ironia acestui punct de vedere constă în faptul că psihanaliza nu se ocupă cu schimbarea vieții oamenilor, ci îi ajută să înțeleagă la un nivel mai profund cum și de ce au ajuns așa cum sunt. În schimb, în cadrul teoriei mele, acest lucru reprezintă cireașa de pe tort. Uneori, chiar și o mică schimbare poate să însemne extraordinar de mult. De exemplu, imaginează-ți că tu și o altă persoană mergeți cu mașina pe 2 șosele drepte ce se întind una lângă alta în depărtare. Acum, imaginează-ți că una dintre șosele se îndepărtează o idee de cealaltă. La început, diferența este imperceptibilă. Însă, în timp, această mică schimbare de direcție te va purta către o cu totul altă destinație față de persoana cu care ai pornit la drum. Tehnicile descrise în O viață nouă în 7 zile sunt noi și îți oferă nu doar ultimul tip de software, ci și un sistem operațional complet nou pentru corp și minte. În fiecare zi vei face schimbări mici, schimbări care, la început, îți vor părea imperceptibile. Însă, în timp ce mergi înainte, îți vei da seama care este cu adevărat diferența și cât de mult te-ai schimbat. Hai să fim sinceri. Dacă faci orice lucru în mod constant, timp de 7 zile, vei obține o schimbare. Diferența dintre acest ansamblu de tehnici și altele asemănătoare este că aceste tehnici te vor ajuta atât în momentul în care le vei parcurge, cât și după ce nu le vei mai folosi. De-a lungul următoarelor 7 zile, acțiunile pe care le vei întreprinde vor determina un val de schimbări în viața ta care, la rândul lor, vor determina schimbări și în alte aspecte ale vieții tale, aspecte care, la rândul lor,
îi afectează pe ceilalți din jurul tău. La fel se întâmplă și cu o navă petrolieră. Îi ia ceva timp să se pună în mișcare, dar odată ce și-a pornit motoarele, îi este greu să se oprească. Timp de mai multe secole, oamenii au crezut că este imposibil să alergi o milă în 4 minute. Apoi, pe 6 mai 1954, Roger Bannister a făcut un lucru pe care doar deschizătorii de drumuri îl fac. A realizat imposibilul. Atunci când l-am întâlnit pe Roger Bannister, ne-am mirat amândoi că, în mai puțin de un an, de la momentul în care devenise primul om ce reușise să parcurgă o milă în mai puțin de 4 minute, alte 37 de persoane au reușit să facă același lucru. În anul următor, alți 300 de alergători demonstrau imposibilul. Cele mai luminate minți ale epocii au crezut că acest lucru este imposibil, iar convingerile lor au devenit profeții autorealizatoare. Oamenii de știință remarcabili ai vremii ajunseseră să sugereze că, dacă ți-ai forța corpul să alerge o milă în mai puțin de 4 minute, acesta ar exploda la propriu. Nu a fost nevoie decât de un exemplu care să demonstreze contrariul. Un om care a depășit bariera celor 4 minute, pentru ca și alți oameni să se întrebe dacă nu cumva pot și ei face același lucru. Mintea umană folosește generalizarea ca principiu de învățare. De exemplu, copil fiind, înveți cum se închide și se deschide o ușă. Apoi, mintea ta aplică principiul generalizării. Vei ști să închizi, să deschizi toate ușile. Acest principiu funcționează indiferent de lucrurile pe care le înveți, utile sau dureroase. Pe parcursul următoarelor 7 zile vom demonstra multe dintre generalizările negative pe care le-ai făcut în ceea ce privește lumea și vom construi altele noi, pozitive. Povestea mea. Am devenit interesat de tot ceea ce ține de dezvoltarea personală imediat după ce am terminat școala. N-a durat mult și am citit aproape toate cărțile pe acest subiect. Am învățat fiecare tehnică și am aplicat tot ce am învățat în viața mea de zi cu zi. Drept rezultat, viața mea s-a schimbat extraordinar de mult în bine. De fapt, de când am început să folosesc tehnicile pe care ți le voi împărtăși și ție, am observat imediat o îmbunătățire în ceea ce privește încrederea în forțele proprii, situația financiară, cariera și felul în care oamenii se poartă cu mine. Am ajuns bogat, celebru, iar viața mea a devenit mult mai palpitantă și toate acestea s-au întâmplat într-un timp foarte scurt. Cele mai bune tehnici pe care le-am folosit pentru a-mi construi viața pe care o trăiesc azi sunt prezentate în cartea mea pe care o ții acum în mână. Scopul meu în viață, precum și al acestei cărți, este acela de a te ajuta să ai un mare control asupra vieții tale. Încă din anul 1985 lucrez la un program de dezvoltare personală care să dea rezultate pentru toată lumea. Acest program unic, care îți va garanta reușita și pe care urmează să-l înveți, este acum desăvârșit. Vei putea face schimbări extraordinare în viața ta, începând chiar din prima zi. Mai mult, poți să stai liniștit. Este foarte ușor să urmezi acest program și nu ai nevoie de experiență în domeniu sau de aptitudini speciale. De fapt, dacă poți să închizi ochii, să vorbești cu ceilalți și cu tine însuți sau să faci mișcare, poți să-ți controlezi gândurile și comportamentul și, în ultimă instanță, poți duce viața pe care ți-ai dorit-o mereu. Tot ce trebuie să faci este să-mi urmezi pas cu pas instrucțiunile, chiar dacă, uneori, vei avea senzația că nu ești sigur că le urmezi corect.
Împreună vom concepe și vom instala un software pozitiv pentru mintea ta. Puterea prezentului. Trăim într-o epocă extraordinară. Lumea se schimbă în fiecare zi. Schimbările și descoperirile din știință și tehnologie care au loc pretutindeni în jurul nostru cresc exponențial. Ca rasă umană, chiar dacă ne aflăm la distanțe mari unii față de ceilalți, avem posibilitatea să luăm legătura între noi, să explorăm și să remodelăm lumea în care trăim. Călătorii care, în trecut, durau luni de zile, sunt parcurse acum în câteva ore. Calculele care, în trecut, se făceau un an de zile, se fac acum în câteva minute. Nu te întreba dacă viața se va schimba. Întreabă-te în ce fel se va schimba ea. În prezent, trăim într-o epocă a informațiilor digitale. Faxuri, telefoane mobile, computere și tehnologie prin satelit, lucruri de neconceput în urmă cu 50 de ani. Sunt considerate acum o componentă obișnuită a vieții secolului 21. Dacă într-un colț de lume are loc un eveniment, îl putem privi la televizor câteva minute mai târziu. Sistemele globale de comunicații ne conectează ca niște celule nervoase într-un uriaș creier global. Nu știm încotro ne îndreptăm, însă știm că vom ajunge rapid la destinație. Suntem pe punctul de a face un pas uriaș în evoluția noastră și cred că următoarea mare etapă în dezvoltarea umană va fi înlocuirea epocii informațiilor digitale cu una în care ne vom dezvolta resurse interioare. Eu numesc această perioadă epoca psihotehnologiei, o perioadă în care ne vom folosi puterile uimitoare și capacitățile noastre interioare înăscute. Înțelegerea și practicarea psihotehnologiei e ca și cum ai avea un manual cu instrucțiuni pentru propriul creier. Din păcate, majoritatea oamenilor petrec mai mult timp învățând cum funcționează un DVD decât propria minte. Dacă îți vei face timp o săptămână ca să citești și să pui în practică exercițiile din această carte, te vei deosebi de cei 98% dintre oamenii care, ca să-l citesc pe Winston Churchill, se împiedică de adevăr din când în când, dar se ridică repede, se scutură de praf pe haine și merg mai departe ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. În această carte vei descoperi tehnicile care au ajutat mulți oameni să-și depășească limitele și să-și descopere adevăratul potențial. Împreună îți vom programa mintea să te facă mai fericit, mai încrezător și mai puternic. Să începem. Înainte să începi această călătorie către descoperirea adevăratului tău potențial, vreau să te oprești și să te gândești la următorul lucru. Ce ai simți dacă te-ai trezi într-o dimineață și ai vedea că s-a întâmplat un miracol? Viața ta a devenit exact așa cum ți-ai fi dorit să fie. Fă-o acum. Oprește-te din citit și imaginează-ți cum ar fi. Cum ți-ai dat seama că s-a înfăptuit un miracol? Ce ai vedea? Ce ai auzi? Cum te-ai simți? Ce schimbări ar avea loc în cariera ta? Dar în relațiile tale cu cei din jurul tău? Dar în plan financiar? Dar în ceea ce privește sănătatea ta? Pe măsură ce vei folosi ideile și vei practica tehnicile pe care le vei învăța în această carte, îți vei îndeplini aceste vise. Relaxează-te, citește și lasă ideile și exercițiile din carte să prindă rădăcini în mintea ta. Așa cum grădinarul plantează semințe și așteaptă răbdător să crească plantele, de fiecare dată când lucrezi cu această carte, plantezi sugestii pozitive în mintea ta, care se vor dezvolta și vor deveni căi noi și puternice,
de operare cu cel mai avansat biocomputer din lume, creierul tău. Deși poți obține rezultate uimitoare încă din prima săptămână, s-ar putea să simți nevoia să te întorci la rândurile acestei cărți de mai multe ori în primele luni. Este extrem de important să faci exercițiile prezentate pentru a obține rezultatele pe care ți le dorești. Nici una dintre tehnicile nu reprezintă o pilulă magică pentru succes, însă, dacă le practici în mod constant, ele vor deveni o a doua ta natură. Orice reușită din următorii 10 ani este rezultatul a ceea ce faci acum. Așa cum spune și proverbul, dacă vei continua să faci ce ai făcut mereu, vei obține mai mult din ceea ce ai deja. Dar ai puterea să faci o schimbare uimitoare în viața ta. O schimbare care începe acum. Diferența care face diferența. Mulți oameni încep o carte de dezvoltare personală sau un program personal de pregătire, însă renunță la jumătatea drumului. Ei se autoconving că este un proces mult prea dificil sau că nu au capacitățile necesare pentru a-l urma. Iată care este problema cu acest mod de a vedea lucrurile. Dacă nu ți-ai viața în propriile mâini, altcineva o va face în locul tău. Știu că responsabilitatea nu este un cuvânt foarte popular în zilele noastre. Miliarde de lire își schimbă anual proprietarii, pe măsură ce oamenii își pasează la propriu răspunderea cu privire la o sumedenie de lucruri. Cafeaua lor e prea fierbinte, corpul lor e prea slăbit sau câinele lor nu este bine dresat. Altcineva e mereu de vină pentru ceea ce li se întâmplă. Însă, un alt mod de a privi responsabilitatea este prin prisma controlului. Vrei să-ți controlezi viața sau vrei să o facă altcineva în locul tău? Familia, mass media sau chiar societatea în general? Vrei să fii stăpânul vieții tale sau o victimă a circumstanțelor? Faptul de a-ți asuma responsabilitatea înseamnă a prelua controlul asupra celor părți din viața ta pe care le poți controla. În timp ce te eliberezi sau încerci să controlezi acele părți care nu pot fi controlate. Este ușor să dai vina pe părinți, pe angajatori sau pe guvern pentru problemele tale, însă, dacă nu înveți să devii responsabil pentru situația în care te afli, nu vei avea puterea de a schimba lucrurile. Oamenii celebri care au reușit în viață știu că asumarea responsabilității este primul pas către o viață împlinită și de succes. Dr. Stephen Covey descrie acest aspect în felul următor. Când ridici un băț de un capăt, îl ridici în același timp și pe celălalt. Prin urmare, dacă te hotărăști să-ți asumi responsabilitatea pentru circumstanțele tale, atunci, automat, deții și puterea de a le schimba. Uneori, când le împărtășesc participanților la seminariile mele aceste idei, se întâmplă ca unul dintre ei să mă întrebe. Aceasta înseamnă că dacă traversez strada și dă mașina peste mine, e vina mea? Răspunsul e simplu. Asumarea responsabilității nu este același lucru cu învinovățirea. Nu ești răspunzător pentru cărțile de joc care ți s-au pus în mână, dar depinde mereu de tine cum le vei folosi. Oprește-te pentru un moment și închipuie-ți cum ar fi să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta, să ai puterea de a face alegeri și schimbări cu privire la fiecare aspect al vieții tale, să-ți controlezi finanțele, relațiile personale și ceea ce te face să te simți bine, să fii împăcat cu acele lucruri pe care nu le poți controla și stăpân pe cele pe care le poți controla. Dacă îți place ce-ți imaginezi, ia hotărârea de a-ți lua viața în propriile mâini la un nivel complet diferit chiar acum.
Cu cât lucrezi mai mult cu oameni care obțin rezultate uimitoare, cu atât mai mult mă inspiră cuvintele lui Murray. Până să te apuci de un lucru, eziți. Există riscul să-ți dorești să dai înapoi. Nu ai deloc spor. În ceea ce privește toate actele de inițiativă și de creație, există un adevăr elementar de care depinde îndeplinirea a nenumărate idei și planuri mărețe. Când un om ia o hotărâre, intervine și providența. Un șuvoi întreg de evenimente se precipită odată cu luarea deciziei, aducând în favoarea sa tot soiul de incidente neprevăzute, întâlniri și ajutor material de care niciun om nu ar fi visat vreodată că ar avea parte. Îți asumi o obligație? Ești pregătit să preiei controlul asupra vieții tale? Ești dispus să consideri această carte suficient de importantă încât să urmezi instrucțiuni simple care îți vor schimba viața? Chiar dacă la început nu vei fi convins de acest lucru, este important să știi că poți reuși, în ciuda reticenței de care dai dovadă. Totul se va întâmpla capitol cu capitol. În doar 7 zile vei intra în rândurile celor care sunt atât de bine programați pentru a reuși, încât nu pot decât să reușească în tot ceea ce își propun. Vei fi în stare să faci față cu ușurință și stăpânire de sine oricărei provocări pe care viața ți-o scoate în cale. Călătoria va începe odată cu următorul capitol. Te vei schimba și îți vei descoperi adevăratul potențial. Vei deveni omul care vrei să fii cu adevărat.